Ok, înregistrarea s-a salvat. Sper să fie totul ok. Mergem mai departe. Iarăși deschidem profile transversale caracteristice. Până aici a mers totul bine, totul perfect, dar dacă sunt prea multe, cred că e cu probleme. Da, leauturile s-au înregistrat, totul este ok. Și acum facem în felul următor. Noi, ca să păstrăm ordinea și planșele, da? O să deschidem, o să facem un save as la acest fișier. Și o să zicem, de exemplu, aici tronson 2. Ok. Și de aici ștergem toate layout-urile, în afară de ultimul. Da? Dăm click pe delete. Ok. Și a rămas asta. Și acum repetăm comanda planșe. Planșe. A, trebuie să încărcăm din nou. Acest fișier trebuie încărcat de fiecare dată când se deschide AutoCAD-ul. Planșe. N-am înțeles. Planșe. Numărul primei planșe este 255. Da? Numărul de planșe. Data trecută am pus 255, acum având în vedere că unul deja există. Nu, că și acolo a existat unul. Da, tot 255. Numărul de planșe 255. Distanța 462. Și așteptăm să genereze. A, eroare. Nasol. Dar să vedem, poate le-a generat. Aici cred că o să facem mai în felul următor. Aici îi zicem, cât să-i zicem noi. De exemplu, nu, o să zicem 1. 1.0. După care urmează 2.0. Și asta este la noi 3.0 profile transversale caracteristice tronson 1 și 3.1 tronson 2. Ia să vedem dacă s-a generat. Bineînțeles, nu toate proiectele sunt așa de mari sau, na, de exemplu, dacă sunt mari, se împart pe tronsoane, mai ales la detalii de execuție. Da, s-au generat. E perfect. Ok. Asta îi dăm un save as. 3.1, 3.2
Și asta cu tronsonul cred că putem să-l scoatem dacă noi punem în față 3.1, 3.2. Ok. Aici iarăși selectăm toate layout-urile. În afară de ultimul și la restul le dăm delete. Ok. Și iarăși repetăm comanda. Planșe. Numărul pe primul planșe este 509. Numărul de planșe 255 și distanța 462. Bine, măcar că ne dă eroarea când termină procesul, nu în timpul procesului. Iar cu eroare. Ia să scoatem de aici un somn. Bun, o să verific dacă totul este ok și restul o să le fac fără înregistrare, că procesul e același. O să generez toate transversale și după asta, următorul video, o să le printăm în PDF. Asta nu s-a generat. Asta nu s-a salvat. 509. Da, din păcate nu s-au salvat. Asta este. O să încerc să le generez din nou. Dar să verificăm dacă totul este în regulă. Dacă totul este în regulă, o să-i dau bătaie până la capăt toate planșele. Și după asta o să le printăm. Da, se pare că totul este în regulă. Am ajuns, am mers un pic. Bun, cam asta.